Bun găsit din nou pe TikTok, pe YouTube, alături de mine un alt invitat și ultimul din această grupare, dacă vreți, din această selecție și ediții Q&A de zile mari. Este și cel care a ieșit câștigător cu adversarul său în Next Fighter. Mă bucur să revăd în această seară la Q&A pe Mario Fedor. Bună seara, Mario, și bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Te gândeai vreodată, de fapt nu te gândeai vreodată, te gândeai că vei ajunge atât de departe încât să participi și la o astfel de gală de amploare, gala 43 RXF? Nu m-am gândit niciodată. Doar te-ai gândit că poate o să câștigi, dar nu că mai participi? Îmi doream, dar nu m-am gândit că voi participa, dar acum că am ocazia, cu siguranță voi profita de ea. Cât timp ai avut la dispoziție să te pregătești, Mario? De la ultimul meci până în prezent. Și în fiecare zi ai mers la antrenamente? Constant, aproape. Cum ți se pare faptul că Răzvan Bârzu este cu o diferență vizibilă de kilograme față de tine? Dacă era o luptă la profesioniști, simțeam poate ceva, o diferență, dar având în vedere faptul că suntem niște amatori, nu te sperie. Nu mă sperie absolut deloc. De-abia aștept să începem meciul, nu mai am răbdare. Te-ai pregătit mai intens acum față de cel la Next Fighter, să înțeleg. Sigur, nu am avut timp la trecută să mă pregătesc, a fost totul spontan. Pentru că nu știi dacă vei fi selectat. Da, Și acum chiar m-am pregătit, sunt pregătit. Să știi că din ce cunosc așa și ce am auzit, foarte mulți oameni au crezut și cred în tine, chiar mergând și parind la lasvegas.ro, fie online, fie în casino, oricum că vei câștiga acest meci. Mă bucur să aud asta. Nu că e defavorizat Răzvan Bârzu cu această ocazie. Colegul nostru Ștefan Ciuculescu a rămas pe parcursul acestor ediții, 18 la număr, adică să vă dați seama că a ținut răbdarea. Și am făcut o statistică pe TikTok cu privire la procentele pe care oamenii le atribuie pentru favoriții dumnealor. Eu le sunt recunoscătoare că au cooperat atât de frumos pe parcursul acestor ediții și că au rămas alături de noi. Mie personal mi se par foarte interesante edițiile acestea pe care le facem înainte de meci, pentru că luăm pulsul luptătorului. Și dacă îmi permiți, Mario, vreau să le reamintesc celor care au intrat în aceste live-uri, că poate nu le urmări pe celelalte, le vor urmări, să nu uite că pot achiziționa bilete în sistem pay-per-view pe www.rxf.ro. Să amintesc sponsorul principal Las Vegas și să nu uitați că mâine are loc gala RXF 43, ca să le răspund la întrebări celor care deseori îmi scriu despre unde pot urmări această gală. Galele acestea mari RXF sunt în exclusivitate difuzate pe site-ul oficial prin achiziționare de bilete și nu pe canalul de YouTube. O să devină foarte virale, cred că ce va fi de miercuri încolo, din meciuri, imagini și cu siguranță TikTok-ul iar va sări în aer, pentru că avem experiența deja din gala cu numărul 42. Cine va fi în colțul tău, Mario? De obicei, ca în primul meci, Sasha Markov, antrenorul meu, și încă doi prieteni. În public, tatăl meu și tot doi prieteni de lui. Foarte frumos. Te-ai antrenat mai intens, asta am reținut. Ai slăbit de la... Am îngrășat. Te-ai îngrășat. Da. Ok. Foarte mulți zic că slăbesc până în apropierea meciurilor. Eu trebuia să mă îngraș puțin. Nu m-am îngrășat foarte mult, doar că... Na. Ai distribuit masa musculară, da. Poate diferit. Da. Cât ținea un antrenament? 2 ore. Oră 40, 2 ore. Te-ai antrenat și la sol și în picioare? Da, și jiu-jitsu, și grappling, și MMA. Uhum. Ai făcut și sparing? Da, în fiecare săptămână. Deci te-ai obișnuit și cu încasatul de pumn, numai cu lovitul, pentru că e foarte important. E foarte și important, asta. Da. Și te-ai pregătit și din punct de vedere, cum spunem noi, a menținerea gazului sau suflului pe tot parcursul meciului? Da. Da. Cum l-ai citit pe, sau cum l-ai interpretat pe adversarul tău, Răzvan Bârzu, ieri după face-off-ul de la conferința de presă? Ca pe cruciat. Nu-l simt să mă jeneze în vreun fel anume. Nu l-am simțit absolut. Asta pentru că ai încredere în ceea ce poți face? Da. Cu siguranță sunt convins de fapt că voi putea face față acestui meci și voi fi câștigător. Față de venirea în emisiune la Fight Club, în care era și Răzvan Bârzu, am văzut că nu v-ați mai atacat verbal așa ieri la conferința de presă. Mie nu-mi place să fac mare tam-tam. Am venit să câștig și să mă întorc acasă. Las pe alții să vorbească. Foarte frumos. Să știi că e mare lucru și eu cred că e o dovadă de curaj și pentru tine și pentru adversari, pentru oricare dintre cei pe care îi vom vedea mâine, faptul că intră în cușcă
și cu siguranță oamenii nu cred că pledează atât de mult pe a vedea un knockout din primele secunde, ci de a vedea un spectacol în cușcă, sportul de contact, până la urmă la asta se raportează. Așa cum ai zis și tu, și eu vreau să spun că merită să fiți încurajați, dat fiind faptul că nu sunteți luptători profesioniști. Aceste gale sunt special create pentru a încuraja sportul și tinerii care aleg să intre în cușcă, cu speranța că poate după aceste gale vor continua și se vor antrena sistematic. Tu alegi să mergi mai departe cu aceste lupte, Mario, sau vrei să poposești la această ultimă luptă? Nu, voi merge mai departe, fiindcă iubesc. Am început să iubesc sportul ăsta și de ce nu? Nu neapărat să fac o carieră, dar e sănătos pentru mine să mă mențin. Adică te motivează participarea? Mă motivează maxim participarea. Probabil nu m-aș antrena dacă știi că nu m-aș antrena la fel de mult, dar să spunem că chiar dacă mergem pe premisa că voi pierde meciul, tot voi continua să mă antrenez. Deci, indiferent de situație, da, nu vei înceta să... Da. Ți-ar plăcea, adică, să mai participi și la alte gale. Da. Pentru adversarul tău, Răzvan Bârzu, acum că a mai rămas foarte puțin timp până la gala de mâine, ce mesaj ai să-i transmiți? Același mesaj pe care l-am trimis și lui Cruciat, să se țină bine pe picioare. Atât. Dar atunci în meciul cu Cruciat, pentru că într-adevăr ai lăsat o lume întreagă mută cu privire la modul în care ai încheiat meciul, ți-ai propus încă de pe atunci să îl închei așa sau ai avut un avantaj în poziția respectivă în care voi vă aflați în cușcă și atunci tu, cunoscând tehnicile, ai apelat la una simplă, relativ simplă? Nu prea poți să-ți propui ce vei face, pentru că tu intri în cușcă cu un anumit tip de scheme și când ești acolo cu adversarul, e total diferit. Nu poți să mergi cu ceva de acasă. Vezi pe parcurs, fix pe moment. Eu merg pe premisa că voi câștiga meciul atât. Nu știu dacă voi câștiga la sol sau în picioare, dar voi câștiga cu siguranță. Îmi amintesc că data trecută te întrebasem de tatuaje, ne-ai spus câte ceva doar la cele pe care eu le-am putut interpreta. Nu am să te mai întreb același lucru, însă rețin că la prima apariție a ta la RXF, la Fight Club, Cruciat a zis și a insistat cumva să îți spui povestea de viață, pentru că nu vei mai avea ocazia a doua oară. El a mărturisit prima și ultima dată atunci în participare. Eu nu fac acum ironic, departe de gândul acesta, dar îmi amintesc că, cu precizie că așa s-a întâmplat, cred că îmi dai dreptate. Da. Și au fost niște lucruri pe care tu la vremea aceea nu ai vrut să le spui, Mario. Acum că deja faci parte din acest staff RXF, dacă vrei, din familia RXF a luptătorilor. Nu sunt pregătit nici în momentul de față să spun. Nu, okay. E ceva wow pe care aș vrea să-l spun, să impresionez lumea. Nu am de gând să-l spun. Oricum, e nul. Ești o persoană vulcanică de fel? Depinde de situație. În mare parte, nu aș putea spune că sunt. Eu vreau să-ți mulțumesc că bat și cu tine palma, așa cum am făcut-o și cu ceilalți luptători. Până la urmă, v-am cunoscut pe toți prin intermediul emisiunii. Am spus că este o plăcere întâlnirea, în sensul că aud foarte des poveștile pe care le aveți și dincolo, la mulți dintre voi, dincolo de cușcă. Și îți doresc mult succes, la fel cum le doresc tuturor și celor pe care colega mea, Simona Hapciuc, i-a avut la interviul de Q&A. Mult succes mâine în această gală 43, să fie una de neuitat pentru voi toți ca și experiență. Iar cu dumneavoastră, dragii mei, ne reîntâlnim mâine pe rxf.ro. Vă reamintesc că această gală va putea fi urmărită doar în sistem pay-per-view. Așa că eu sunt Lavinia Mihaela Târzianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, mulțumesc sponsorului principal Las Vegas și vă doresc o seară de neuitat. Pe curând! Ceva stricat.